Indiferent de condițiile meteorologice sau alte criterii legate de forma de proprietate a terenurilor, ori de organizarea unităților administrativ-teritoriale, bunele practici agricole interzic pășunatul pe o perioadă de circa 4 luni. Metoda a fost impusă de necesitatea refacerii vegetației între decembrie și aprilie pe terenurile care sunt pășuni. Tot în această perioadă se aplică reguli ferme cu privire la folosirea îngrășămintelor pe aceste suprafețe. Între 6 decembrie și 24 aprilie este interzisă această acțiune de pășunat, această activitate. La fel ca și în cazul aplicării acelor îngrășăminte, atât chimice cât și organice, cu reglementările din Codul de Bune Practici și prin faptul că fiecare își asumă în baza unei declarații că le cunoaște și le aplică, este necesar să înțelegem că în perioada dintre 6 decembrie 24 aprilie e nevoie de acest repaus pentru a se reface și a se efectua acele lucrări privind întreținerea și menținerea în condiții optime a suprafețelor de pășune. Directorul Direcției pentru Agricultura județului, Giurgiu, a mai precizat că s-au semnalat încălcări cu privire la utilizarea perioadei stabilite pentru păscut, însă acestea nu au condus la litigii care să necesite soluționarea în instanță. Ar fi incorect să nu spunem că au fost multe sesizări sub aceste aspecte, însă din verificări n-au putut fi demonstrate. Litigii mai puțin spus, nu avem cunoștință că au fost urmate acele proceduri în instanță, însă, repet, au fost câteva sesizări în sensul că existau turme la păscut, dar nu au fost confirmate în urma verificărilor făcute. E mai greu să faci această verificare și să și constați că există cele semnalate.